G2A, jocuri ieftine. Toată lumea se bate din palme, oameni buni. În sfârșit, iHatePink joacă altceva în afară de Brawl Stars, Raft, The Forest și cred că cam atât. Ce se întâmplă? Nu știu, frate. O săracă femeie este infectată și va deveni zombie și are un copil și practic... Hei, hei, de unde știi ce nume voiam să pun copilului, ha? Bine, o să-l numim Pink pe copil, pentru că eu sunt copilul! Ce se întâmplă? Ah! S-a transformat în zombie, dude, e nebună! Oh my god! Cel puțin eu sunt în regulă. Și da, cum spuneam, salutare pinkeri și pinkerițe, bine ați revenit la un nou episod în care jucăm un nou joc numit The Walking Zombie 2. Nu am nevoie de instrucțiuni pentru că eu mă pricep la orice joc se există pe planeta asta, ok? Acum ceva timp, gameplay, am jucat un joc numit The Walking Zombie, un joc care era destul de static și trebuia să stai undeva și să bați o grămadă de zombie, dar acum este mult mai șmecher, are poveste, poți să... Ok, bun, aparent am făcut așa cu mâna prin aer și apoi copilul s-a teleportat undeva. Nu mai plânge, copile, ești în regulă. Fii antenă, te bagă acilea în mașină și... Oh, Doamne Iisuse, nu te atinge de chestia aia foarte periculoasă, ok? Minigun-ul, dude! Păi, unde sunt zombii? Vin zombii încoace, înghesc păreță de acilișa zombii stupizi. Mamă, dar cum se aude arma asta? Oh, acum... e mult mai ok să tragi așa, că-ți dai seama unde o să se ducă gloanțele cât de cât. Dar miniganurile astea nu sunt cele mai precise chestii. Oh my god! Dar după cum spuneam, acum e mult mai șmecher, frate, și te poți mișca pe aici așa. Și are o poveste și practic, desigur că am bătut tot zombie. Am bătut tot zombie, pentru că aia nu are nicio logică. Uite, peste 20 de ani! Wow! Ăla sunt eu! Nu sunt eu ăsta, ok. Dar eu unde sunt? Păi pe bune că-i faci intro la... Faci un intro la găină? Băi, joc bulangiu ce ești, eu unde sunt? Ăsta sunt eu? Oh, asta nu e bine. Oh, ăsta sunt eu, ok. Am înțeles. Bun, ei bine... Nu sunt tocmai eroul care credeam că o să fiu, dar nu contează. Deci e un joc în care trebuie să te lupți cu foarte, foarte mulți zombie și zombii sunt foarte periculoși, desigur, pentru că vezi, tu te mușcă și nu au creier, la fel ca... Oh. Ca foarte mulți oameni care... Ți-e foame? Păi stai fără griji, pentru că unde e cocoșul ăla, frate? Băi, cocoșule! Ea trece încoace și tu te acolo și bagă-te într-o oală cu ciorbă, ok? Bun, ia să vorbesc cu tine, să vedem ce ai de gând să-mi zici. Am făcut 20 de ani, ok. Cum mă simt? Mă simt foarte bine, dar vreau niște acțiune, frate. O să mergem într-o expediție. Super șmecher, bun. Găsește-l pe Frank, are o armă pentru tine. Bun, unde Dumnezeule mare este Frank? Frank, domnule Frank? Așa, ia să vedem. Best wishes here. Take one of these guns and some ammo. Oh, ok. Vreau, uite asta, dacilea, pentru că are mai multă muniție. Și o să iau și astea, deși nu știu exact ce sunt alea. Ia să vedem. Shooting range. Wow, stai o secundică, că jocul ăsta este mult mai complicat decât credeam. Deci, practic, ca să mă duc la shooting range, mă costă niște benzină. E ok, am înțeles, eu hartă. Și ca să ajungi de colo-colo ai nevoie de benzină. Și practic, unde Dumnezeule mare am... Oh! Nu mă interesează de... A backpack, așa, exact, equip. Și să sperăm că gen... ammo shotgun. Oh, nu astea erau gloanțele, equip. Am înțeles, ok, bun, primary și s-au pus și gloanțele automat, ok. Power 12, nu știu ce e aia. Bun, am terminat acum, pot să... Ce-i acilea? Hello? O bută de baseball. Ok, bun. Hai să-mi pun buta de baseball în secondary. Ok, bun. Și altceva mai trebuie să mai iau. Cred că sunt destul de puternic în momentul ăsta. Fii antenă. Headshot. Headshot. Headshot.
12 damage. De asemenea, jocul ăsta dintr-o dată este foarte, foarte încet, ok? Deci în prima parte armele erau atât de gălăgioase și de mișto și acum chestia asta zici că trage cu floricele de porumb. E bine, acum e un pic mai ok, dar nu foarte. Ok, fii antenă. Headshot. 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 Gameplay, frate. Păi, pe bune că ai vrut să mă înveți să trag cu armă, frate, eu știu să trag cu armă pentru că sunt foarte bun. Ce-am primit? Hartă, vrei să mă întorc înapoi la centru? Sigur, de ce nu? Bun, hai să mergem înapoi aici, la bază, cum ar veni. Ok. Ok, Frank, vrei să-mi zici ceva, Frank? Ia să vedem. Nu am timp pentru tine acum. Bun, 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 bun. A fost floare la ureche. Da, bun, desigur. Ai o treabă pentru mine? Sigur, de ce nu? În sfârșit. Fix the fence in the shooting range. A, pe bune că trebuie să mă duc la shooting range acum? Ok. A, ok, bun. Stai că poate mai am alte misiuni. Am un secret, dar nu îi spune nimic mamei. Îmi trebuie speech level 25, dude. Jocul ăsta e șmecher. Jocul ăsta este chiar foarte, foarte șmecher, dude. Bun, hai să mergem din nou la shooting range pentru că trebuie să reparăm ceva, da? Ia să vedem unde. Oh my god! Nu mi-a zis nimeni nimic de faptul că vor fi zombie pe aici dintr-o dată. Bă, am primit o grenadă. Uite, ăla e gardul stricat. Ok, bun. Nice. Hei, hei! Hei, tocmai am reparat gardul ăsta, nenorocitule. Get dabbed on, zombie stupizi. Get dabbed on, da, simplu. Bun. Este așa, dacă merg... sunt mai multe... Da, am înțeles, sunt mai multe... Hei, hei, încetează! Sunt mai multe găuri în gard care trebuie reparate, am înțeles. Păi aiurea că arma asta nu e foarte precisă când nu pui, nu o pui așa, știi, la ochi cumva să țintești. Bun. Oh, de asemenea ar trebui să fiu foarte grijuliu cu gloanțele, că da, nu am literalmente foarte multe. Press Enter. Bun, o să mă întorc înapoi în oraș pentru că am terminat misiunea. Chiar n-ar trebui la un moment dat să mai fac rost de niște, cum îi zice... Bun, niște benzină de-aia ca să mă mai pot... Ok, fac rost doar de bănuți aici. Awesome, ok, vision de trader. Oh, mi-a dat o grămadă de bani ca să mă duc să vorbesc cu traderul. Ok, ia să vedem ăsta ce vrea să-mi dea. Vai, e capul meu, ce e Acilia? Ce se află? Acilia, foarte multe chestii. Twinkies? Dude, n-ai. Ue, 1600, vreau așa ceva. Tocmai mi-am cumpărat o super armură, frate, papucii ăștia cât costă? 800, nu am bani de așa ceva. Beans. Bandaje. Ok, vreau niște bandaje, ce e drept. O mască, nu am bani de masca asta. Pantaloni, mamă, cât de scump sunt pantalonii. Ok, Ui, eu am deja niște pantaloni. Atunci hai să ne întoarcem înapoi aici, la backpack. Și să ne echipăm. De exemplu, vreau să dau equip la chestia asta și la asta. Am dat din greșeală use pe o chestie pe care nu voiam să dau pentru că ai de capul meu. Ok, o să am nevoie de o pălărie. Stai așa o secundică. Boris, vrei să vorbești ceva cu mine, Boris? De ce ești murdar de că... Oh my god, tipul ăsta a picat în... Da. Ok, bun. Ce vrei să fac, mă? Vrei să... Păi, ce vrei să... Oh, vrei să-ți scot ceasul din... Am înțeles. What the fuck? Da, bun, ți-am adus ceasul. Bun. What about a reward? Ia să vedem. I have some food here. Oh, ok. Ok, bun. Are cică niște mâncare, dar sunt ultimele lui provizii, deci nu o să îi le luăm. Vreau să fiu un supraviețuitor de treabă. Mai are nevoie de un favor. Am lăsat o fotografie cu soția mea în adăpostul trecut. Ok, bun, sigur, de ce nu? Bun. Hai să mergem să facem misiunea asta. Cu poza cu soția lui Boris. Bun, tu mai ai vreo misiune pentru mine, mă? Ia să vedem. Sigur, de ce nu?
Escape from zombie. Oh, sigur, asta pare super simplu. Bun. Deci am luat două misiuni. Am făcut și level up, ok, bun. Putem să mergem în Small Forest sau Old House. Cât costă? Oi, 7.2 litri. Ok, hai întâi să facem misiunea asta că e mai aproape, știi? Nu e ca și cum are vreo importanță, dar da. Bun, ia să vedem. Aici este ce? Ok, bun. Oh, vrei să... Oh... Vrei să omori niște zombi cu... Oh. Oh my god, am... Am crezut că o scoate... Vai de capul meu, get dabbed on zombie stupizi. Nici măcar nu știu ce făceați aici. Dude, am crezut că scoate grenada în mână și gen... Bun. Am crezut că scoate grenada în mână și apoi pot să o arunc eu când vreau, dar când apăs pe 3 o arunc automat. Am fost schemuit, dude. Ok, hai să mai aruncăm încă una, de ce? Vai de capul meu! Bun! Easy. E bine că faci rost și de muniție când bați zombii ăștia, știi? 0 din 9, ok, mai sunt niște zombii pe aici, aparent. Headshot. Headshot. Zombie skinny, parcă. Zombie schoolgirl. What the fuck? Oh, mai sunt aici câțiva. Ok. Gameplay. Misiune completă, pentru că eu termin toate misiunile care îmi sunt oferite pentru că... Stai o secundă, putem să... Oh, skill-uri! Firearms, speech, laser... Wait, laser weapons? Speech. Hai să punem upgrade the speech ca să putem să facem nu știu ce cu NPC-urile. Dar mă rog, stai așa. Am terminat misiunea, da? Nu ne întoarcem în oraș. Ne ducem la hartă și mergem la Old House ca să terminăm și misiunea înainte de a ne întoarce în centru. Pentru că e mai avantajos așa, cred. Bun, ce se întâmplă aici? Kill the horde of incoming zombies. Okay, sigur, de ce nu? Adică săracii n-au făcut nimic, stăteau și ei acolo și eu practic vin și he-he-he, uite-te la mine, am o armă, voi stați aici în treaba voastră. Pare zombii sunt canibali? Adică te-ai gândit vreodată dacă zombii sunt canibali? Oh, aleu, what the fuck? Ah, trebuie să caut poza cu soția lui prin toate gunoaiele astea. Ăla e cam mare? Sau mi se pare mie? A, nu, e o dimensiune perfect normală. Nu știu de ce, pentru secundă mi s-a părut că tipul ăla era mare cât copacul. Bun, hai să scap și de tine. Search the garbage, find... Oh, trebuie să merg în altă parte să caut. Vai de capul meu. Dar câte gunoaie sunt pe acilișa, mă? Unde și-a pierdut ăsta poza cu soția? Wait, soția lui e moartă? Dude, asta e trist. Find a photo of... Tanja. Tania, probabil, se citește Tanja. Oh, mai sunt zombi afară. Oh my god, sunt fix aici. Bun. Și acum am terminat și misiunea asta. Asta înseamnă că ne putem întoarce înapoi la bază. Și putem să terminăm două quest-uri. Ceea ce este, desigur, foarte, foarte bine. Bun, terminăm quest-ul ăsta cu Frank. E bine, deci mie îmi place jocul ăsta foarte mult. Nu știu de ce, e atât de simplu și de mișto și poți să urmărești și povestea. Bun, next, next, next. Îmi dai o nouă misiune. Ok, bun. Amanda, nu putem să vorbim cu ea. Hai să vorbim cu Boris, că i-am terminat misiunea. Bun, nice. Oh, mi-a dat șapcă! Nice! Oh! Ok, bun, stai așa. Special offer. Ce? Nu, mersi, boss. Nu, claim, așa. Bun, stai așa. Vreau să-mi echipez pălăria. Equip. Uite, ce sunt astea? Oh! Found scrap can only be sold to merchants. Oh, mamă, da... What the fuck, ce scump e ăsta? Ai văzut? Ia stai așa. Trader. Backpack. Sell all scraps. Uite, pe bune că... Scria 1000 pe el și acum gen îmi zice că sell pentru 200... Ah, my god, am fost schemuit, dude.
Offer. Ah, și în 2 ore și aproape 3, aproape, da, nu contează. Îmi vin iteme noi aici pe care pot să le iau. Am înțeles, am înțeles. Ok, bun. Ei bine, stai așa că pot să mai fac niște upgrade-uri și vreau să fac upgrade-uri la firearms și parcuri. Skill, scavenger. Ok. Beside people, you also talk to some animal. What? Mamă, dar nici măcar nu știu ce să aleg. Hai să aleg scavenger pentru că practic o să avem mai mulți bani dacă folosim scavenger, știi? Ia stai așa, Amanda. Speech the... Oh! I found a gun outside. Do you want it? Ok, sigur. What the... Mi-a dat un pistol. Nice. Mersi, Amanda. Să-ți trăiască Dumnezeu și Maica Domnului, dacă mă înțelegi.